Cele mai multe perechi și-au oficializat relația în lunile de vară. Iulie-august. Mai mult iulie și august, aproape de iulie. 2013 a fost un an mai plin pentru ofițerul stării civile. A avut de oficiat cu 53 de căsătorii, mai multe decât în 2012. Am avut 1176 de căsătorii față de în 2012, când am avut 1123. Una dintre cele 1176 de căsătorii a fost cea a Iulianei cu Ciprian, doi tineri care au ales să-și unească destinele pe 10 august 2013. O veste îmbucurătoare reiese și din statistica divorțurilor din ultimii 2 ani. Numărul celor care au decis să se despartă oficial în 2013 a scăzut cu aproape 20 față de 2012. S-au primit și soluționat 46 dosare de divorț pe cale administrativă și față de anul 2012, unde am avut 63 de dosare.